Arădenii au fost interesați de cum se descurcă echipa lui Mircea Rednic între meciurile cu FC Voluntar și Ucluj din play-out-ul Superligii și au urmărit din tribunele Arenei Banatul din Nicolae Mic amicalul cu CSM Reșița. Bănățenii s-au bătut până în ultimele etape ale sezonului regular pentru un loc de play-off, dar au rămas să joace pentru salvarea de la retrogradare. Faptul că Rednic a apelat la o echipă experimentală s-a simțit în prestația gazdelor, care au ajuns cu dificultate în careul advers. Actul secund a început cu o lovitură liberă, executată bine de Morar de la 30 de metri, dar Rus a reținut de subară. Până la urmă, reșițenii au concretizat superioritatea din joc, cu toate că se aflau deja și ei cu destui tineri pe gazon. Și golul 2 a fost marcat de un fost tutist, Damian Isac, care a reluat cu stângul în cross o centrare din dreapta a lui Fărăgău. Vizitatorii au avut două situații, dar s-a încheiat 2-3.